domn singur, cu situație, ca o badantă permanentă pentru îngrijire proprie. Prefer o persoană până în 40 de ani, sportivă și blondă, posibilitate de contract pe termen lung. Cunoașterea limbii italiene nu e o condiție. Prefer caprele din Europa de Est. Am vagi cunoștințe de limba engleză și spaniolă de la televizor. Oh. Sunt dispusă să învăț repede și să mă adaptez. Oh. Nu sunt pretențioasă. Nu sunt alergică la nimic, dar din păcate nu mai dau lapte. Oh. Cuptul de pătrâni, căutăm badante pentru îngrijire proprie. Oferim pășune, posibilitate de telefon, posibilitate de duș, 3 porții de furaje pe zi, 500 de euro nenegociabil, menționăm că unul dintre bătrâni este foarte bolnav și are nevoie de îngrijire suplimentară. Sunt dispusă să-mi ofer serviciile pentru îngrijirea unei persoane adulte pe o perioadă nedeterminată, 24 din 24, în străinătate. Menționez că am 47 de ani și trăiesc cu frica lui Dumnezeu. Rog seriozitate. Rog, dați mai departe dacă nu vă interesează. Urgent! Și ca o stumioară, când iezi și ori tăi sunt singurii acasă și nu ai cine să-i îngrijească. Dar nu și-a dus aminte de ăla din bătrân, din cântă și sânge la școală, care spune că... O duminică pe lună.
pe liber și caprele astea ale noastre. Grijulii cum sunt, au mare căutare la fiște celi ghioane de toate neamurile, care când văd peste ce comoară au dat, greu le mai lasă să scape. E și într-o astfel de duminică, capra noastră neagră se duce în vizită la o altă capră. Au, au, au! Se ceară ajutor. Scena 1. Două capre și un pește. Duminica după slujbă la mine acasă. Ciao! N-ai venit la slujbă. Păi n-ai venit. Păi n-ai venit. Păi și-e bine fata și-a întrebat părintele de tine, că ce cu tine nu mai vii. Și ce i-ai zis? Hai, lasă, am o fată româncă de-a noastră. A venit acum de acasă și n-are niciunde să doarmă. E speriată. Hai, lasă să stăm ca fetele să vorbim, că așa ne vedem rar. Gândit că poate știi tu un post bun și a venit să te întrebe. Eu de unde să mai știi? A venit de capul ei și văduvă. Trebuie să ajutăm cumva că e de-a noastră. Și zici că n-are unde să doarmă? N-are, măi, amărită, doarme par pe bancă. Dar deja venit dacă nu se descurcă, eu deja după o lună de zile te mi-am întrebat acasă. Ce? Hai, mai termină, că dacă nu eram eu și acum erai tot la roșii, da? Ei, ești invidioasă, că mie merge bine și ție nu. De nevoie a plecat, că nu pleacă nimeni de bine de la copiii lui. Hai, lăsă, că toate venim din sărăcie și sărac nici nu te-ai tras la juc. Da, mă, da, a avut ghinion, a dus aici una care când a venit a trimis-o la un moș, care când a venit seara i-a deschis ușa. Te pomenește cineva? Dormitorului lui și a zis că acolo să doarmă, că el vrea și... Te pomenește cineva? Nevastă și când i-a zis că nu se duce, a dat-o afară în mijlocul nopții și i-a zis să se descurce singură și după aia... Păi și de ce n-a stat? Dar tu te vădu? Și animalul fi asta din are acum la bătrânețe, măcar o alinare. Dar
Catalina mi-a adus aminte de mumă sa. Ia prașteu ei de oală, nu ar chiar mai spălat cum trebuie. Te-o lăsase acasă să aibă grijă de iezișori. Și spuse, o să mă îngrijesc de animalul ăsta cu tot sufletul, că nimeni nu merită să fie al nimănui. Și mai sărută odată poza iezișorilor și se rugă la bun Dumnezeu ca animalul să fie blând și bun. Cel măcar să plătească cum s-am înțeles. Scena 2. Viață de capră în declasare. Chilor, dorm pe jos lângă patul stăpâni. Ridică-mă, nu mai pot să dorm. Dar nu-i nici 4 dimineața. Ridică-mă, nu mai pot să dorm. Si, si, mișcă-te mai repede. Si. Si. Mișcă-te odată, si, nu mai pot să dorm. Ce faci, spui? Doamne, ce scârboasă poate să fii. De ce am făcut să merit așa ceva? Nu mai pune atâta sare. Câtă sare pui? Nu mai pune atâta sare! Vrei să mă otrăvești? Sigur. Vrei să mă otrăvești? Să vină în Giulia! Să vină în Giulia! Să vină în fica mea! Unde te duci? Vină înapoi! La bani, te duci nicăieri, că și chiloții aia de pe tine eu ți-am luat. La baie. Mergi tu la baie când vrei tu așa. Povestește-mi ceva. Povestește-mi ceva. Si. Si, păi povestește ceva. Elene? Si. Mia, tu știi cine sunt eu? Zi. Eu sunt contesă, Mia. Mia, tu știi cum era aici pe vremuri? Stăteau oamenii la coadă să povestească ceva și acum plătesc pe ce-i aia? Ce-a fost aia? Ce-a făcut acolo? Si, seniora. Bunul Dumnezeu să ne ajute. Ți-ai făcut cruce invers, păcătoasă. O să te spun lângi.
Giulia! No, să vină Giulia! No, să vină fica mea! Unde e Giulia? Unde este Giulia? Mia! Mia, vină înapoi! Mia! Mia, vină înapoi! Mia! Așa treceau zilele ca prima asta. Și semănau una cu cealaltă ca două picături de aceto balsamico pe stomacul gol. Iar capra noastră plângea într-una și se ruga la bunul Dumnezeu să aibă în pază pe iezișor. Asta pentru că de la o vreme iedul cel mare nu prea mai era în putere și nu mai avea cine să aibă grijă de ei. Și toată nădejdea ei era acolo atâns. Scena 3. Noapte de capră. E noapte. E noapte. Stau pe jos în camera mea. Am un carnețel care îmi luminesc cu telefonul. Notez, de fapt, calculez. Hai, Ioana, sună, mama. Asta e 3600. Minus. 1000 datorii lui Jean. Plus. Plus 800. Marie. Asta înseamnă 1800. 250 ori 3. Asta ca să scăpăm din lunile restante. Cinci ori 6, 30, asta că îmi opresc eu pentru cartela. Asta, 1800. Stai bine, deci mâncam doar un rând, două. Ioana. Nu să-i trebuie și mai bună asta dacă ceva. Asta dacă stau 6. Dacă stau 8 luni. 8 luni. Nu. Nu. Dacă stau 6 luni, după aia mă duc acasă. Cheltuiești bani. Tu mai ai distat aici cel puțin luni de zile. Alo? Ioan, ce faci? Așteptam. Acum mă duc acasă. Nu știu ce. Mamă, nu mai am cartel. Ia zic, ce faci, mă? Îi rău de tot. Data viitoare când mă suni, sun-mă din lângă ea și dă-mi eu la telefon să-i spun eu vreo două ca să-mi țileagă. Ea trebuie să pun de acolo, de voi. Mă, mamă, care putere că bunica mea mai poate să vorbească? Dar de când e așa? E mult de tot. Și ți-a mai zis, fatale, trebuie să fie acasă, mamă. Să fie acasă? Da, mamă, că niciodată nu mai poți să mă descurc singură. Și cu Basilica, că și îmi plânge tătă ziua săracă, că băi spați o trimite la Olimpiadă. Noi toți banii am dat medicamentele lui Bună și... Dacă trebuie să faci și la mine... Și la cât mai costă? Costă... Păi costă cât mai dai la medic, la asistente, la... La să-mi aduceți la Vasui, mamă, că ăștia mi-o mără cu zile. Eu o duc, mamă. Dar trebuie să nu mai trimiți. Trimit-mă. Mâine trimit. Dar să știi că mama nu poate să vină acasă. Știi. Încă, adică trebuie să mai rămână aici o perioadă. Știi.
Scena 4. Lapte de capră. Mia! Si? A venit Giulia? No, señor. Unde ești? Mia! Si. Unde ești? Iar plângi? No, señor. Toată ziua plângi. Uite, mama, ce bine ne înțelegem. Când te liniștești.
Așa se face și tu când o mai apucă crizele, si? Ai văzut imediat să pătălim. Si. Auzi, ce vreau să... Măi, tot timpul când vine aici, ce pute așa la voi? La soamănă. De vrei să recambia. Te schimb atunci, stai acolo, ce stai acolo, vine aici, schimb, te las eu. Iau loc aici și eu, poate e ca o legumă acum, nici măcar nu o să se opună sau ceva. Ascultă, ce voiam să zic? Deci, mama mi-a dat așa o listă de rugăminți, de cerințe, de pretenții pentru tine, dar știi cum e mama mai pretențioasă, așa una vera donna. Deci mama spune așa, 1. Zahărul. Tu consumi prea mult zahăr cât îți pui în ceai. Mama ar vrea să-ți cumperi singură zahărul tău. Ei, haide că nu e atât de complicat. Te duci aici 5 minute până la supermercat, tu ți-ai luat zahărul și basta. Si? Si. Si, signora, si? Si, signora. I, signora. Brava, molto bene, molto bene. 2. Apa la duș. Mama crede că tu consumi un pic prea multă apă când faci duș. Ui, eu îți recomand să faci așa o banchiuetă. Un pic de apă să pun, freci, clătești și basta. Duș o dată pe săptămână, si? Si, signora, si. Brava, molto bene. Ei, haide, nu... Cred că nici acolo la tine acasă nu vă spălați mai des. Sunteți săraci voi acolo în România, nu? Păi chiar mai sunt. Deci România. Și Italia, România, nu știu. Da, chiar, clar, n-am fost niciodată. Dar unde e exactamente? La foamă, se zăiată, vole parla le con voi. Ai schimbat-o? Si, eu cantat. Bravo. Unde e? Si, mama. Giulia. Păi, ce aici? Dar aici am fost în timp, mama. Giulia. E dormit un pic, bravo. Consumă toată apa și tot pute. Am găsit de apă, nu e de la ea, mama, nu mai trebuie să trăiesc. Da, eu am găsit și de apă. Eu s-o locui, pentru că eu sunt o povera, nu stupida. Unde nu mă cer repede a învățat italiană? Ți-am zis, ți-am zis că prinde... Poți o parte. Imediat, româncele. Urlă la mine. Poți o parte. Româncele, ce mai repede? Poți să parte. Mamă, rule, exagerați. Vino la mine să lucrez pentru aia mică, pentru Carolina, să ai grijă de ea. Dar mama, bineînțeles că îi spun, cum să nu-i spun. Nu înțeleg de ce te porți așa, e bătrână, bolnavă, trebuie să ai și tu un pic, nu te grijă. Și tu, mama, dacă poți, un poc più bună, mama. Fie mulțumită că ai venit bine. Mama, mama, dar te rog frumos. Nu cred că și de doi ani zile ca bădat în Italia. Sunt dispus să-mi ofer serviciile pentru îngrijirea unei persoane adulte sau a unor copii pe o perioadă nedeterminată. Am învățat limba și mă bag încă o dată aici. Eu menționez că am 49 de ani și trăiesc cu frica lui Dumnezeu. Rog să-i o zic, dar rog, dați mai departe dacă nu vă interesează orice. Îți dau anumiți bani, vrei anumiți bani? 800. Scena 5. Noaptea iezii locuiți. Acasă mă grad. Capra domestică. Capra iergar... Iega grus hircus. Capra iega grus hircus. Este o subspecie domesticită a caprei sălbatice din Asia de Sud-Vest și Europa de Est. Capra domestică e o subspecie din Europa. Caprii sunt printre primele animale domesticite de către om. În Neolitic, păstorii obișnuiau să păstreze caprinile pentru carne și lapte, dar cu timpul ei și dați seama că ele pot fi folosite și drept capra domestică combustibil, e o subspecie pentru îmbrăcăminte, în construcții și pentru instrumente. Capra e numită și vaca omului sărac pentru că e ieftină și bună. Vaca omului sărac. Capra e un animal foarte practic în orice gospodărie.
Caprele sunt rulegătoare. E o subspecie. Dar dacă nu există pășune pentru ele, spune și curajele. Vaca pășunii. Caprele sunt un animal fără prea multe pretenții. E o subspecie. El nu caută compania altor animale sau a omului. Fără prea multe pretenții. Și se adaptează foarte ușor la mediu. Capra domestică. Spăcuieți, ușa mă descuieți, că mama va duce vouă. Că mama va duce vouă. Că mama va duce vouă. Ban, 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 vă e foame, hai! Hai că v-o trimis cu mătra capru poale! Bine, dar ăștia sunt pentru... Jujdeos pentru mini, că eu vi-am adus și la casa ai voștri! Nu știu că ai dat nașul pe măsea! Păi, dar vreau să-mi așa mai multe gurdi hrăniți! Ai, dar ce deștept ești tu, măi nepoate! Ai dreptate. Trebuie să mai plece una dintre voi la pădure ca să mă aducă ceva de mâncare. Personalitatea caprei. Capacitatea caprei de a utiliza tot ce se găsește în jurul unică printre animalele domestice. Suprafețele abrupte și pământurile nelucrate sunt o adevărată joacă pentru această vietate. Are mare nevoie de mișcare. Ai mare nevoie de mișcare? Eu aici interesată de tot ce se întâmplă în jur. Unde se întrece mai jucăuși ai numai. Ce mai jucăuși? Foarte curioasă și inteligentă și va explora tot ce e în jurul aspect superioară și de limbă. Ajutându-se de uza superioară și de limbă. Va apăsa tot felul de butoane, va trage de haine și va înghiți tot felul de obiecte mici pe care le poate mesteca. De ce poate mesteca? Caprile sunt atragi cunoscute pentru capacitatea lor de a sta urca pe copaci. Ele sunt foarte bune cățărătoare. Ele sunt foarte bune cățărătoare. Check-in, check-in. Buongiorno, io sono Ioanna, sunt o tânără româncă, din 90-60-90, am 1,74 m și peso 55 kg. Și de ce vreți să mai dau jos? Deci și consum foarte puțin, foarte puțin mâncare, ca altfel, chituitoare, dar să revenim. Deci, îmi place foarte mult să cunosc oameni noi, indiferent de etate, deci chiar cred că pot să fiu o companie tare plăcută, atât pentru domn, și pentru doamne mai în vârstă. Deci, pe lungul timpului s-au venit că doamne mai în vârstă sunt un pic invidioase pe cei 26 de ani. Și îmi place foarte mult să fac cumpărături și plimbări. Și cred că asta poate fi de mare folos unei persoane vârstnice. Și de asemenea fac o cafea foarte bună. Da, deja abia aștept să învăț toate specialitățile italienești. Adoro cappuccino! Dar cum mă mătăm? Mă mătăm la lingură. Așa. Și știu ce să spăl și să calc. Dacă există aparatura necesară și am lucrat și la bar. Nu știu de ce pot să servesc mâncare. Dacă e nevoie, aduc mic dejun la pat. Dacă e nevoie, da. Aș mai vrea să... Aș mai vrea să vă rog, dacă vă interesează, să lăsați neapărat un mesaj aici, în căsuța de sub...
aici, ești la loc? Așa mi-e ciudă că am lăsat-o să mă iei de la casa mea. Mă las în patul ăsta nenorocit cu zilele zi. Să mă las cu rojala de pe tavan. Toată ziua stau și cu căi. Și mă iau gândurile, nu mai scap de ele. Mă lua odată moartea asta. Să le fie bine și la copii. Dacă atâta, toată viața, atâta am vrut să... Să n-ajung să fiu o povară și să le fie bine la copii. De ce am ajuns? Și de mie oară am milă că singur acolo, între străini și nu ajută nimeni. Dacă nu vindeam livada aia, atunci o vindeam acum. Asta e rata de dimineață, Doamne. Mai curuie. Mioara zice, mamă, să ai grijă de fete. Dar eu nici să mor nu pot. M-ar trăzni, da. Toată viața am pus deoparte. Vasile, când a venit vara trecută din Spania și au văzut că baba lor trage să moară, au închis-o în bucătăria de vară și au lăsat-o acolo să-și dea duh. Avea un loc de veci. Și baba lor tânăr nu se făcea. N-au bani de medicamente, că-și fac casă. Se auzea cum geme baba și ei dădea muzica mai tare. Nimic n-am făcut în viața asta. Nimic are să rămână. Doamne, eu îmi pun mare nădejde în viața de apoi. Ei, și uite așa, în timp ce își înghițea lacrimile cu niște fire de salată, niște uscuiți. Capra noastră, habar nu avea că și e un mijlociu, o luase deja pe calea cetății eterne. Și că dacă ar fi fost să se întoarcă acum acasă, ar fi trebuit să cânte doi ies, cucuieți, ușa mă mi descuieți, că mama va duce vouă bani, 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 bani. Dar capra este un animal plin de resurse. Are un caracter puternic, este un animal practic. De aceea, atunci când capra noastră primi un telefon de la Edu cel mic, care îi spuse, mămucă, hai acasă, mămucă, lasă bani, mămucă. Că și așa de-abia ne ajung să ne târim zilele de până pe alta. Acum pleca și Edu în mijlociu. Oh. Și am rămas aici singură printre țapii ăștia trici, care deja îmi dau târcoale ăștia mine, că dacă nu scap la două facultate, mă priponi vreunul prin vreo grad. Și atunci să vezi, capra a văzut negru în fața ochilor și o țâșni pe nesimțitele spre gara din oraș. Și cum stătea acolo pe urmă, uitându-se la trenul, cum vin, cum pleacă.
sperând din tot sufletul să-l vadă pe iadul mijlociu, coborând ștrengărește dintr-un vagon și sărindu-i în brațe, capra noastră se gândi pentru prima dată la... Undeva în lume un leu scâșe o antilopă. Scena 6. Lupul cu blană de oaie. M-am ascuns în baie, cu ușa închisă. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Nu pot să respir. Trebuie să respir. Trebuie. Cred că am un atac de panică. Să vină Mioara... Vreau acasă. Unde e când am nevoie de ea? Am nevoie de ea, nu mă descurc. Am nevoie. Să vină Mioara... Iau o pastilă. Butonez la telefon. Îmi tremură mâinile. Sun. Alo, Mioara, unde ești? Vino acasă. Nu știu ce să fac. Vino acasă, nu mă descurc. Carolina plânge de când ai plecat. Nu știu ce să fac. Vreau acasă. Nu pot. Nu mă descurc. Nu hai acasă. Ce să fac. Îți dau mai mulți bani. Vrei mai mulți bani? Vreau acasă. Nu mai vino. Bine. Bine. Din spatele meu. De după ușa închisă, se aude fetița mea. Mama! Dove sei? Io sono una principessa e volo con gli alieni, guardami! Mama! Tu sei qui? Nu deschid. Mama, aprire la porta! Nu deschid. Mamma, perché che ci sconvolto? Che cosa ho fatto più fare, mamma? Non deschid. Mamma ha bisogno di stare da sola per un po'. Mamma non mai può respirare, sente che si soffoca. Mamma ha bisogno di fie singura, un tempo, o perioada. Tu o să stai cu tata și Mioara o să aibă grijă de tine. Un timp, o perioadă. Înțelegi? A venit Mioara. Deschid ușa. Ce s-a întâmplat? Mioara, nu mai pot. Eu trebuie să plec. Un timp, o perioadă. Nu puteți să plecați. Carolina, du-te la bucătărie și adu-i mamei un pahar cu apă. Fetița ezită, dar se duce după apă. Mioara, tu nu înțelegi. Eu nu sunt făcută să fiu mamă. Nu poate asta fi viața mea. Trebuie să vă odihniți. Nu e bine dacă vine seniorul și vă găsește așa. Ai dreptate. Trebuie să plec. Nu puteți să plecați. Cu cine rămâne fată? Cu tine. Eu plec. Cum adică pleci? Unde pleci? La tine acasă? Nu. Îți dau bani. Vrei mai mulți bani? Scoate portofelul și începe să arunce cu banii mine. Bani, că asta vreți toate. Bani. Profiți de mine acum, că sunt într-un moment de slăbiciune. Nu pot să am grijă de copii, adorată, dar vreme cât ai mei nu are grijă nimeni. Nu poți să mă lași în halul ăsta! Am crezut că pot, dar nu pot! Nu poți să mă lași în halul ăsta de norocită, de emigrantă nerecunoscătoare de pe stradă, te-am plot! Să nu uiți! Asta! Dar nu mă puteți ține cu forță! Ai dreptate, Mioara! Ai dreptate! Nu pleca, uite, nu mai plec nici eu! Carolina, vino să o îmbrățișăm pe Mioara, nu mai pleacă nimeni! Se aude ușa de la intrare. E seniorul, în lemnim. Fetița o pupă pe mamă și iese cu mine. Mioara, vină puțin. Mă întorc. Ia bani așa să fiu sigură că nu-mi spui. Mă prinde de mână. Și nu uita. Ule, vină, dă. E la mine. Bună seara, norocoșilor. Las
sunteți norocoși pentru că sunteți în această seară aici, pentru că noi avem pentru dumneavoastră o ofertă pe care nu o puteți refuza. Dacă vreți să faceți o investiție sigură, cumpărați o capră. Caprele ocupă primele locuri în topul animalelor care dau cel mai bun lapte. Produsele din lapte de capră sunt foarte apreciate în toată Uniunea Europeană, unde sunt foarte bine vândute. Dar pentru a se afla pe rafturile supermarketurilor, ele trebuie omologate. Laptele de capră este un adevărat elixir în sănătatea copiilor și adulților, deopotrivă. Laptele de capră are gustul și compoziția cea mai apropiată de laptele matern, de aceea este preferat de cei mici. Laptele de capră este dulce, gras, hrănitor, având proprietăți miraculoase în viața noastră. Asta poate și pentru că aceste animale consumă foarte multă scoarță de copac, cătină, sare, măceșe, în principiu nu refuză nimic. Laptele de capră este mult mai sănătos decât laptele de vacă. Consumul laptelui de capră vă protejează organismul de boli, vă întărește sistemul imunitar, vă scapă de depresie și vă face mai optimiști! Trăiesc cu cuieți, ușa de scuieți, că mama vă aduce vouă lapte-n buze, lapte-n țâțe, drog de sare în spinare. Mărăiești, încălcăiești, smoc de flori pe la subsol. Drog de buze, lapte-n țâțe, drog de sare în spinare. Trebuie cu cuieți. După cum vedeți, capacitatea caprei de a utiliza tot ce e în jur este unică printre animalele domestice. Așa că, edul mijlociu, odată devenit capră, își conștientiză vioiciunea și nevoia de mișcare și nu mai așteptă după autocarele Eurotrans, ci îl rugă pe un vecin. Îl rugă pe un vecin. Da, s-o ducă repede în Italia, acolo unde avea planuri mari. Dacă vă gândiți să achiziționați o capră, trebuie să știți că cele tinere sunt deosebit vioaie și tot timpul interesate de tot ce se întâmplă în jur. Da, cele tinere. Da. Produs. Haideți. Bani, pisi, bani, produ, bani. Hai, pisi. Produ. Produ. Produ, bani, produ, bani. Bani, pisi, bani, pisi, bani, pisi, bani. Produ, bani, produ, bani, produ, pisi, bani. Bani, pisi, bani, pisi, bani, pisi, bani. Produ, bani, produ, bani, produ, pisi, bani. Căutem pedante pentru un cumplu de bătrâni. Oferim 3 porții de curaje pe zi, sí. Fără pășune, semnal telefon, posibilitate de duș, 500 de euro nenegociabil. Nu! Nu? Capa dantă curată, discretă, europeană, sí. Pentru persoane cultivate, cu pretenții, cu ușoară continuitate. Experiența de asistent este un plus. Solicit cazier. Persoanele vulgare sunt descurajate să aplice. Familie Milano. Milano! Șocux! Milano! Guarda, si, io, si! Când am badante, capră oaie. Capră oaie! Cu due bambini. Acasă, în călătorii. Nu poate la copii să... Salarii. Nu poți să o bambini. Salarii negociali. Nu poți să bambini. Nu pot să bambini. E basta. Domn singur? Si. Cu situație? Si. Caut badantă permanentă pentru îngrijire proprie? Si. Prefer o persoană până în 40 de ani, sportivă și blondă? Si.
Se face. Posibilitate contract pe termen lung. Si! Cunoașterea limbii italiene nu eu, e o condiție. Nu e o condiție. Prefer caprele din Europa de Est. Si, 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 si sunt dispusă să-mi ofer servicii pentru îngrijirea unei persoane vârstnice la domiciliu și în deplasă sa. Vă rog frumos, vă rog frumos, domnule, s-a 26 de ani. Dumnezeu, vă rog frumos, dacă vă interesează, uitați repede mai departe, urgent. Ei, și uite așa, acum, printre miile de capre din Italia, trăiau și cele două capre ale noastre. Capra asta tânără a ajuns să aibă grijă de un moș blând și bun, ca pâinea lui Dumnezeu. Nu-i păsa moșului că băiau așteaptă un ied de țâță acasă, cum nu-i păsa nici că uita să pună sare în mâncare. Tare bine nimerise capra asta tânără. În timp ce măsa se jigărea că zice trece să pună bani pe bani deoparte și să trimită totul acasă, capra asta tânără înflorea seară de seară, uitându-se pe vizite cu animale frumoase pe copertă și adormea visând la cum se va bucura ea de toate aceste bogății când va veni vremea și cât de mândre vor fi sora sa și mumă sa când va coborâ la ele în bătătură dintr-o mașină neagră cu geamuri fumurii și va merge să-și pună frumoasele, deosebitele, minunatele ei copite aurite pe masă. Scena 7. Vis de capră. Ai tu dat, moș bătrân, adormi. Domine sumul veci. Of, 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 scârcitul naibii. Bine mă ții pe mine din tunelic și stai și holbezi la plasmirișe. Tu ții calcio al mătii astea și mâni minutul 400 și cu prelungiri. Prelungiți s-a reflectul de la somniferul și-a. Te pomenești că nu l-a luat moșul, rădaia nu doare de acum. Ei! Ce s-o aude, să mă duci și în bucătării și mai... Asta îi mai lipsește, poate mănâncă o leac cu mai multă sare și... Doamne, ferește să mă... Cu mine, calci. S-a dus la călcare. Ia să aprindem lumina o leacă, să ne oglindim și noi un pic. Haide, plinitate! Milano, stiți, tu vin la shopping în bună? Ce mă dă din anchele, băi? Ce să-ți pot să-mi conșuie? Ce ce nu dori, mă, tu-ți prostata, mă, tine? Păi, oi, oi, oi. Închid lumina cu ăsta și mă zânghid și gușa că... Asta chiar vrea să iei de peste mine. Ce faci? Lasă-mă! Lasă cald, hai mă, nouă, ce te vedea să-i duci. Mă, dar să-i duci. Nu, știi, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mă, ești rupă. Doamne Iisus Hristos! Ajutor! Am căzut! Mergeam la baie! Mergeai din dracu să te pierdi la baie. Hai, Doamne! Ah, dacă nu-mi timoșul și chiar am căzut. Ai, pățește ceva cu mine în casă, cu carabinier să lasă. Doamne, ce mă fac? Ah, să te deschid. Haide, Ioana! Că odată și odată tot trebuie să-i deschizi. Nu mai-ți mai pune niște sute de euro. Și-l scol eu și de morți. Aha! Ei, și uite așa, să desprinde și capra asta noastră. Nu e treaba cu cățăratul în copaci la capre. Degeaba era laptele, da, de atât de bun, de cine îl gusta prindea forță dintr-o picătură cât alții din hectolitri de lapte obișnuit. Scoarța de copac era hrănitoare. Și avea să o întărească. Iar când va veni ziua în care să se cațere peste munții ăia stâncoși, dincolo de care se întind câmpiile mănoase ale cinecitaului, ea va fi pregătită. Și de bine ce era, capra noastră se lăudă în toate zările și vorba ei circula cu puterea gândului prin toate rețelele de socializare. Hashtag la vita e bella, hashtag italiano ferro. Și ajunse până
Valentina, în blocul dărăpânat din micul orășel, fost sat, fost oraș industrial, fostă crescătorie de capre, unde toată suflarea buia de indignare de cum Domnul Dumnezeu a putut lăsa de izbeliște morală mica familia caprilor migratoare. Hashtag la grande beleța! În fiecare zi veneau reprezentante binevoitoare ale comunității la Edu cel Mic la ușă, ca să-l mai tragă puțin de limbă și de urechi. E capra, calcă piacra. Nu, piacra m-a dubat! Crăpăia ca mult, capra m-a dubat, piacra m-a dubat! Capra s-a dubat, piacra. Piacra, capra, batru, crăparea capul caprei! Batru, piacra, batru! Batru, piacra! Rămas acum singur acasă să aibă grijă și de Iedu cel Mare, care trecea să moară, și de Iedu Mitite la Iedului Mijlociu, care mergea nepermis de bine în Italia. Iedu cel Mic tăcea și înghițea și se întreba dacă nu cumva toate viețuitoarele din jurul lui se transformaseră ușor, ușor în și dacă din lipsă de mâine vreau să-l sacrifice de Paște. Scena 8, în fața laptopului. Ioana, Iedu e cel mai iubit pui de animal. El e inofensiv chiar și cu cei mici. Da. După vârsta de 4 luni însă, crescătorul trebuie să selecteze iezii și să-i spari în două grupe. Iezii crescuți pentru carne, care urmează a fi sacrificați, și iezii opriți pentru creștere. Auzi, fata, tu te-ai gândit? Ai să vii la mine în Italia sau ce faci? Hai, m-am ascuns la teme. Mă, tu te-ai ascundat, mai zic și eu așa ca soar mai mari, să-ți bani minții din cap și să vin cu aci. Ce te strâmbi așa? Ce? Vezi cercei noi? Da, fata, ești singură? Da. De la Marcos, fata. Și ales ție și ție dacă vin cu aci. Ce te strâmbi așa? Aia de pe tine ce? De la voi. Și vezi ce vine zine? Ai măci, n-am eu ori. Iar ridic-te-o dacă te văd mai mic. Ai! Și-mi place puțin. Fai, fai, ești superb! Nu vezi că știu eu ce mai bine pentru tine? Ba, știi. Mă asculți acum? Da, hai zis cu capul tău. Așa. Carnea de capre foarte bună, în timp ce părul și pielea sunt materii prime în anumite ramuri industriale. Capra carpatină română e o rasă primitivă și rustică, crescută în special pentru producția de carne, Ioan. Fat, deci m-a venit ragața asta de așteptat. Deci, a, măi, am întâmplat să fie ragați, la tine nu poți să mai ascult. Fat, te rog frumos, dar tu învață-ți acolo, poți fără. Vini că nu eu te ascult la ce ai învățat și mai știi de ce ți-am zis eu. Hai, popa! Ceau, ce faci, fată, ești bine, ești bine. O suna? Cine se sună? Copiii. Fată, din prima o iei așa, ai și tu răbdare. Nu i-am mai văzut de 5 luni la față, numai la telefon. Ți-am zis să nu mă te apuci și plângi acum. Îi sunăm noi imediat. Nu mai bine să fac un espresso? Ce frumos e aici la tine, tu aici muncești, acum ce moș sau babă? Lung sau scurt? Gata, fată, nu mai muncesc, vadantă. Acum locuiesc aici cu Marco și nu mai ajut pe el. Chestii. M-ar fi foarte drăguț cu mici. Nu pune mâna pe la fidi muranul și se sparge. Dacă o sparg, o plătesc. Încă o sparg, o plătesc. Si. Deci, acum stau cu Marco și să-ți ar mai arăți pe mai luat. Dar nu mai bine îi sunăm acum, că dacă mă așteaptă. Deci chiar așa ești, chem pe la mine și tu-i dai înainte. Cu ea niște carpaccio, cum mai vezi tu carpaccio. Dar ce crezi, mă, că de carpaccio mi-ar de mine? Ce crezi că eu nu știu cum faci tu să pui carpaccio pe masă când eu nici bani de apă pe stradă n-am? Eu cred că tu ești invidioasă, că nu ți-ai găsit și tu un moș care să aibă grijă de tine. Tu ai uitat că ești mamă? Ce crezi că nu știm? Nimic n-ați făcut la casa aia, nimic! Stă să cadă peste ești, tu stai și bei espresso? Păi și ce fată l-aș întrebi tu să am gheața mea? Și care casă fată? Asta e casa mea acum. M-am mărit. Nu iartă-mă, dar tu nu ești măritată, fată. Mă ia Marco, fată, și-mi lasi și averea lui după ce moare. Și copilul? Copilul acasă cu tasul. Că eu nu mai duc pe acolo, decât poate în vizit așa. Lasă-mă, fată, că ce eu aici am șubideu și acolo n-am nici după ce bea apă. Vezi că-i sorta. Nici cu asta nu mai vreau să vorbesc. Dar ce fată, degeaba e olimpică. Nu o duci capul să vină aici, în Italia, să stai cu mine. Ci nici tu nu mai poți să vii doi. Haide, dă adresa aia încoace. În care adresă? Am fii, dar e Skype. E scris aici. Bagă acolo și dă-i calul.
Și cal. Adică s-o suni, fată. Adică o sun eu. Gata. Vorbește. Așa că se lepădă de căproșenie cu facelul cu de păr și zise că mai bine să dă de trei ori peste cap și se transformă în lup decât să mai fie o nenorocită de capră. Păi vorba aia, tocmai aflați de la sorsa. Capra carpatină română e o rasă primitivă și rustică, crescută în special pentru producția de carne. De ce ar mai vrea să fie capră? Ar mai vrea să fie capră? Dar de ce ar mai vrea să fie capră? Scena nouă, cutia de cadou. Haide, Marco! Hai să vedem ce cadou mi-ai cumpărat! Să vedem o meritație de a mea bătaie, sau? O epicoașă în diaspora, pui un filtru de lumină și nu-ți vorbești tățatul. Ah, deci, ce să scriem? Una vera donna, ce să scriem? Duone, nu? A fost. Doamne, ajută-i, lasă-mă, doamne, lasă-mă. Când și mie nu-i ușor. Eu zic o și de alea. Eu zic Costic, ți-am rămas dat tare Costic. Și soră, ce să-i scriu? De la Marco, fată, hai și tu. Ce să fac, doamnă, dacă s-ar întoarcă? Scuze. Acum sună povera. Eu sună povera. Tu sie. Tu sei. Povera. Eli e povera. Noi siamo povere. Voi siete povere. Essi sono povere. Bravo, fată, ești italian. Din partea asta, ești italian. Capra calcă piatra. Piatra crapă în patul. Crăpaia capul caprei, cum a crăpat piatra în patul. Capra neagră calcă piatra. Piatra crapă în patul. Crăpaia capul caprei negre, cum a crăpat piatra în patul. Capra calcă piatra, piatra crapă în patul. Crăpaia capul caprei, cum a crăpat piatra în patul. Capra neagră calcă piatra, piatra crapă în patul. Crăpaia capul caprei negre, cum a crăpat piatra în patul. Cum e doi? Doiescu și ies, că mama mă duce vă, doiescu cu ietone, cu ietone, deschide mama ușa că a venit mama ca bani. Asta nu-i mă bucă, asta nu-i glasul ei. Ietuțile, nu-ți aduce aminte de glasul meu, nu cu glasul ăsta
albastră mai scâncice, mai scâncini în fața ușii, după care, năuc așa cum era, își lua lucrușoarele și-o porni din nou spre Italia, mai hotărâtă ca niciodată, ca să-și croiască altă soartă. În timpul ăsta, iedul genunchi ieși de sub covada unde se ascunsese și făcu un atac de panică numai la gândul că ar fi putut să deschidă ușa, să intre pe stele din nou lupul cel rău. Nu mai scoase nicio vorbă timp de luni de zile și deși vraște peste tot veneau și spuneau că ar suferi de depresie, a ei ziceau că ce depresie? Asta nu-i boală, asta e alentatură, că așa-i cu adolescenții din ziua de azi, toată ziua după fusta lumăsa. Numai Edu cel mare, lumăsa, simți că e fieza din nou acasă și se lăsă să alunece spre lumină, adică închise ochii și o porni spre propria cetate eternă. În timpul ăsta, Edu cel mic din el urla cât îl țineau plămâni de dorul laptelui de capră de care marcă să nu-i mai dăduse de 6 luni de zile, dar al cărui gust nu putea să-și îl scoată din minte, deși taică-su țapu mergea în fiecare zi la târg ca să achiziționeze lapte de capră. Dar nu știu cum se făcea, că se împiedica mereu de crâșma din drum. Și după ce o boscorodea el că cine a pus-o acolo, schimba laptele de capră pe rachiu. Asta ca să mă uite de necaz, de ieduțul cel mic și de afurisita de nevastă sa care îl făcuse de râsul blocului, al orașului, al țării și al curcilor. Bine, dar o să vină acasă, nu o să o veți în minte? Ei bine, nu termină gândul ăsta că ieduțul cel mijlociu coborâ fulgând dintr-un taxi, lăsând în spate un nor de praf de la asfaltul de prea bună calitate al drumului național ce străbătea orașul, și unde mulți lua de bule și zise: nenorocitule, semnează asta odată și gata, basta! Ce se încăpățânează așa ca un catârnie să-mi semneze actele divorțului, că deja așteaptă nunta și ce-ai noi? Bine, dar țapul nu știe multe, unde nu-ți ore pe capra asta o neșmântată textură de leopard și nu început să măture cu o grădă, fie că de nu mai măturase nimeni de multă vreme și capra uitase că e capră. Se adunară groate jur împrejurul lor, dar nicio vietate nu îndrăznea să intervină. De ce? Pentru că violența domestică la noi are tradiție și trebuie respectată. Acum știți cum e. Bine că lovea țapul cu copita lui și nu bunul Dumnezeu cu mâna lui de 10 ori mai grea. În timpul ăsta, mioara noastră, acolo în Italia, habar n-avea ce se întâmplă cu fetele ei. Ea, dacă avea o clipă de liniște, închidea ochii și-și imagina că fetele ei sunt bine și că banii fac diferența. Descuieți frunze în buze!
noroc că eu mă mărit duminică. Păi nu se mai poate, că se vede purta și mă... Mă ia, țatul ăsta, slavă Domnului, și poate își găsește ceva de muncă, poate îmi găsesc și eu și lasă, cu școală mai vede la mă. De acum poate vii și tu acasă, că ești bătrână și tu și o să găsim ceva de muncă. Și ne ajută și Ioana, că și așa țapul meu zice să nu te că-i capră. Și că ne avem grijă și de Edu, mititel. Dar mâncă băchetul ăsta, mititel, mamă, eu nu știu cu cine înseamnă așa mâncă. Dar nu-i mică, îl punem pe porție și tu ce faci? Cu școală? Mai dă un păcatele ei de școală, mamă, ție la ce ți-a folosit? Mamă, banul nu cu școală faci. Eu m-am hotărât. Eu când încep să dau lapte, îl pun frumos în sticle și îl trimit în Occident. Că ăștia tare să mai dau un bun după produsele bio. Capra e un animal practic. Capra mănâncă orice și se adaptează foarte ușor la mine. Capacitatea caprei de a utiliza tot ce este în jur e unică printre animalele domestice. Capra are un caracter puternic. Capra dă foarte mult lapte. Compoziția laptelui de capră e cea mai apropiată de laptele matern. După vârsta de 4 luni, crescătorul trebuie să selecteze iezii și să se separe în două grupe. Iezii crescuți pentru carne, care urmează a fi sacrificați, și iezii opriți pentru creștere. Consumul laptelui de capră vă protejează organismul de boli, vă întărește sistemul imunitar, vă scapă de depresie și vă face mai optimiști. Gata, mătru, nu mai zbiera degeaba, urlă la lună singură! Nu ai nimeni din neamul tău prin meleagurile astea! O plecat tăți cări încotro!